Vă invit să urmărim citirea cuvântului inspirat, Evanghelia după Luca, la capitolul 18, citim la versetul 35, la versetul 43 inclusiv. Evanghelia după Luca, capitolul 18, citim de la versetul 35, cuvântul Domnului. Pe când se apropia Iisus de Erihon, un orb ședea lângă drum și cerșea. Când a auzit norodul trecând, a întrebat ce este. I-au spus, trece Iisus din Nazaret. Și el a strigat, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă, dar el țipa și mai tare, fiul lui David, ai milă de mine. Iisus a oprit și a poruncit să-l aducă la el și după ce s-a apropiat, l-a întrebat, ce vrei să-ți fac? Doamne, a răspuns el, să-mi capăt vederea. Și Iisus i-a zis, capătă-ți vederea, credința ta te-a mântuit. Numai decât, orbul și-a căpătat vederea și a mers după Iisus, slăvind pe Dumnezeu. Tot norodul, când a văzut cele întâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu. Amin. Mulțumesc, vă rog să reocupați loc. Înainte de a intra în mesaj, aș dori să mai anunț o parte din copiii bisericii, cu familia, cu părinții, împreună cu fratele George Cheia, sunt în slujire la Biserica Domnului din Voivodeasa. Ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze acolo, să ajute să ajungă cu bine acasă, și această lucrare să fie făcută pentru slava lui Dumnezeu. Amin. Credința ta te-a mântuit. Sunt cuvintele pe care le aude Bartimeu. Cuvinte frumoase, extraordinare. Credința ta te-a mântuit. Cuvinte rostite nu de oricine, ci cuvinte rostite de însuși Fiul lui Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos. Credința ta te-a mântuit. E acea credință care iartă păcatele și în același timp înnoiește perspectiva asupra vieții. Și aceasta e ceea ce se întâmplă în viața lui Bartimeu. Bartimeu ajunge să fie un om cu păcatele iertate și cu această perspectivă înnoită asupra vieții. De ce? Pentru că s-a întâlnit cu Fiul lui Dumnezeu. Și Fiul lui Dumnezeu îi rostește, îi spune aceste cuvinte, credința ta te-a mântuit. Vreau să ne apropiem de cuvânt, de Evanghelie și totodată de masa Domnului. Ne amintim de patima, de jertfa, de moartea biruitoare a Domnului Iisus. Dar cum ne apropiem de toate acestea? Ca niște oameni care avem credință și în orice fel de credință, o credință mântuitoare, cum ne apropiem de masa Domnului? Toți evangheliștii sinoptici relatează această întâlnire a Fiului Dumnezeu, a Domnului Iisus cu Bartimeu. Fiul lui Dumnezeu care era în drum spre Ierusalim și ne spune Evanghelia că se apropie de Erihon. Drumul lui era la Ierusalim să pătimească, să moară pe cruce pentru păcatele omenirii. Și trece Domnul Hristos prin dreptul unui suflet amărât, a unui om fără speranță, a unui om care n-avea nimic pe lumea aceasta. Și cu toate acestea are parte de Harul Mântuitor. Are parte de cuvintele acestea extraordinare. Credința ta te-a mântuit. Dacă ar fi să ne uităm la contextul capitolului 18, Evanghelia după Luca, evanghelistul așează în contrast întâlnirea tânărului bogat cu Hristos și acestui om fără speranță, Bartimeu. Și contrastul e atât de clar. Te uiți la tânărul acesta bogat, putre de bogat, un om care era preocupat de merite, voia să se îndreptățească înaintea lui Dumnezeu și finalul, tragic, dureros, spune că s-a întristat de tot și n-a vrut să-L urmeze pe Hristos. Pe partea cealaltă îl găsim pe Bartimeu, un om care e cerșetor, un om care trăia la mila oamenilor. Bartimeu care cerșea milă, n-avea niciun merit, nu se putea justifica într-un fel sau altul înaintea lui Dumnezeu. A crezut. Ne spune Evanghelia, nu sunt cuvintele mele, cuvintele evanghelistului spune,
a mers după Iisus, slăvind pe Dumnezeu. Câtă bucurie în urma întâlnirii cu Hristos. Și ăsta e adevărul fundamental pe care vreau să-l proclam în dimineața aceasta. Și anume, cel care se întâlnește cu Domnul Iisus prin credință, are păcatele spălate și are o perspectivă schimbată, înnoită, transformată. Este iertat de păcate și are perspectiva înnoită asupra vieții. Și cel care face lucrarea aceasta este Fiul lui Dumnezeu. Hristos este realizatorul celor două. Hristos este cel care iartă păcatele. Și Hristos este cel care înnoiește perspectiva. El ni le oferă pe amândouă. Cum? Prin credință. Și în orice fel de credință. Credința mântuitoare. Credința ta te-a mântuit. Cum arată această credință? Ce face această credință mântuitoare? Uităm în text, în cuvântul Evangheliei. Întâi de toate, dar întâi de toate, credința mântuitoare este credința ce depinde de mila lui Dumnezeu. E credința ce apelează la mila lui Dumnezeu. Bartimeu, obișnuit să ceară de milă, era specialitatea lui. Asta făcea zi de zi, să ceară milă. Și în general cerșetorii stăteau în locurile circulate ca și astăzi, în locurile aglomerate și aveau strigătul acesta: milă pentru un om sărman, milă pentru un orb, milă doresc din partea voastră pentru un om sărman. Și era un strigăt stăruitor, un strigăt perseverent. Ne spune versetul 36 că în ziua aceea Bartimeu aude noroc trecând, aude zarvă, aude freamăt în cetate și întreabă probabil pe unul din semenii lui, din cei ce stăteau acolo, colegii lui de suferință, ce se aude, ce se întâmplă. Și ce îi spun? Trece Iisus din Nazaret. Trece Iisus din Nazaret. Și în mintea și în inima lui Bartimeu, dintr-o dată parcă se aprinde speranța aceasta. Stai nițel, eu am auzit despre Iisus. Am auzit despre El care are o învățătură deosebită de a cărturarilor și a învățătorilor vremii. Am auzit despre Iisus că vorbește de împărăția lui Dumnezeu. Am auzit despre Iisus că este Cel care face vindecări. El este Cel care face șchiopii să meargă, surzii să audă. El este Cel care aduce viață, mângâiere, putere. Am auzit că a înviat din morți. Am auzit despre Iisus. Dar nu Iisus din Nazaret. Este mult mai mult în El. Și Bartimeu are acest strigăt spunând versetul: Fiul lui David, ai milă de mine. Este un om ce strigă, imploră mila lui Dumnezeu. Bartimeu strigă: Fiul lui David, ai milă de mine. Pentru că întotdeauna credința care cere mila lui Dumnezeu este acea credință să fii convins de cine este Hristos. Să fii convins de cine este Fiul lui Dumnezeu. E această credință ce se bazează întotdeauna, se fundamentează în Fiul lui Dumnezeu. Credința mântuitoare, corectă, frați și surori, tine dragi, cu privire la curățirea de păcate, la schimbarea vieții, are în vedere pe Fiul lui Dumnezeu. E credința ce apelează la Fiul lui Dumnezeu și acea credință care cere milă din partea lui Dumnezeu. Acum, atunci ca și astăzi, oamenii aveau păreri diferite cu privire la cine este Iisus. Trecătorii, norodul, i-au zis lui Bartimeu: trece Iisus din Nazaret. La un moment dat, Natanael spune: poate ieși ceva bun din Nazaret? Era un loc al disprețului, era un loc al rușinii, al ocării. Nimic bun nu poate ieși din Nazaret. Nu e așa important persoana aceasta? E orice om. Alții spuneau și vorbeau de Domnul Iisus ca fiind un învățător. Nicodim așa intră în dialog cu el și spune: știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Alții i-au zis fiul tâmplarului. Alții l-au numit Galileanul. Puțin vedeau în Hristos. Mult mai mult, cei ce vede Bartimeu. Pentru Bartimeu Iisus nu-i din Nazaret. Pentru Bartimeu Iisus
este fiul lui David, este Mesia, cel care avea să vină. Bartimeu spune, e fiul lui David, e promisiunea aceasta unui mântuitor și iată semnele, iată lucrarea lui, iată moștenitorul pe linia davidică. Bartimeu spune, pentru mine Iisus e fiul lui David, e mântuitorul, e Hristos cel promis în lumea noastră. Pentru că credința corectă are ca obiect și subiect pe Hristos. Nu poți avea credință mântuitoare dacă nu ai credința aceasta fundamentată în Domnul Iisus Hristos. Și nu orice Hristos, așa cum se proclamă și astăzi. Și oamenii se uită la Hristos și spun, a fost un învățător, un învățător deosebit și atât. A fost un revoluționar, învățătura lui și cei ce a făcut, extraordinar, un om moral și atât. Nu! Hristosul Scripturii trebuie crezut și cunoscut așa cum îl prezintă Biblia. Pentru Bartimeu, Iisus Hristos este fiul lui David și nu doar atât, fiind fiul lui David, convins de cine este Hristos, are strigătul acesta spunând, ai milă de mine! Un om care nu se justifică, un om care nu prezintă merite, ci un om care cere, imploră milă din partea lui Dumnezeu. Nu-i așa? Noi oamenii, când vorbim de a veni la Dumnezeu, și sunt oameni, și probabil ați întâlnit și dumneavoastră, oameni care spun, nu pot să vin la Dumnezeu. Dar de ce, omule? Nu pot să vin la Dumnezeu pentru că sunt prea păcătos. Am atâtea păcate. Am făcut atâtea grozăvii că nici chiar Dumnezeu nu mă iartă. E această învinovățire. Nu mă iartă, nu pot să vin la Dumnezeu. Asta e o parte. Dar sunt și alții care, știți, se potignesc de această realitate. Adică cum să vii înaintea lui Dumnezeu fără merite? Cum să fii înaintea lui Dumnezeu așa cum ești? Nu se poate. Și sunt oameni care trebuie să facă ceva. Și sunt oameni care spun să schimb ceva, să lucrez și eu ceva, să-L îmbun și eu pe Dumnezeu cumva, pe balanța asta, fapte bune, să fac și eu ceva. Numai că cuvântul lui Dumnezeu ne spune cu totul altceva. Atunci când vii la Dumnezeu și la mântuire, atunci când vii la Mântuitor, atunci când ai strigătul acesta, ai milă de mine, știi ce înseamnă? Să pui jos orice zvâcnire, orice ambiție, orice orgoliu ce arată că ești cineva sau vrei să faci ceva, că ești mai bun decât X sau Y, ci să ai strigătul acesta al neputinței și să spui, Doamne, așa cum sunt, la Tine vin. Doamne, nu am nimic cu ce să vin înaintea Ta. E acest strigă, dacă vreți, al căinței, al pocăinței, ai milă de mine. Bartimeu asta spune, nu sunt mai bun ca nimeni, sunt păcătos, păcătosul păcătoșilor și vin la Hristos, neprihănitul Fiul al lui Dumnezeu. Așa cum sunt, vin la Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos rostește pilda aceasta a unui vameș și a unui fariseu. Veniți la închinare, veniți cumva să se îndreptățească înaintea lui Dumnezeu. Și ne vorbește de fariseu și spune că stă în picioare și a început să se roage în sine astfel. Parcă-l văd, un om care se etala, un om care se prezenta și spunea, Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ceilalți oameni. Din start el s-a pus pe un piedestal, nu le interesa de ceilalți oameni. Pentru el era cineva, era important. Și începe să eticheteze, răpăreți, nedrepți, prea curvari, sau chiar în spate acolo, e vameșul acesta. Eu care am atâtea acte religioase, postez de două ori pe săptămână, dau zecioală din toate veniturile mele. Extraordinar om! Căuta să se îndreptățească. Aceeași pildă ne vorbește de un alt om, vameș, stătea în ultima bancă. Ne spune Scriptura, Evanghelia despre el, că nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer. Un om care se bătea cu pumnul în piept și zicea doar atât, acest strigăt, această rugăciune a pocăinței, a smeririi sufletului, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul! Dumnezeule, miluiește-mă pe mine, păcătosul!
Nu mă interesează de X, de Y. Eu vreau să am parte de mila ta. Și concluzia, spune Mântuitorul, o, cine se înalță, va fi smerit. Și oricine se smerește, va fi înălțat. O astfel de atitudine nu poate să rămână nevăzută și neapreciată de Hristos. Acel suflet care se smerește și în adâncul ființei strigă, cere, depinde de mila lui Dumnezeu. Atitudinea aceea este văzută, apreciată de Hristos. Este această credință ce cere mila lui Dumnezeu. E convins de cine este Hristos și în același timp conștient de nevoia sa fundamentală, pentru că ne spune versetul 41, Bartimeu când are cererea aceasta, el nu spune, aș vrea să dublez suma de dimineață până seara. Nu, nu, spune Bartimeu, am nevoie de mila ta, pentru că am o nevoie fundamentală să capăt vederea. Era conștient Bartimeu că doar Hristos Domnul, singurul ce poate să intervină și să rezolve. Oamenii cât s-ar strădui, nu pot să ofere rezolvare. Și cea mai mare nevoie fundamentală unui muritor este să se întâlnească cu Hristos, păcatele să-i fie iertate și să aibă această perspectivă înnoită asupra vieții. Și singurul care realizează și face aceasta este Domnul Iisus Hristos. Până nu ne întâlnim cu Hristos în felul acesta, nu putem vedea o schimbare majoră în viață și o trăire diferită. Spunea cineva, un teolog, și mi-a plăcut mult adevărul acesta. Spunea, Dumnezeu ne iubește și ne primește așa cum suntem. Dar cum suntem noi? Păcătoși, murdari, împovărați de patim, de pofte, de păcate. Dragostea Lui e atât de mare că ne primește așa cum suntem. Dar dragostea Lui e mult prea mare să ne lase așa cum suntem. E acea lucrare pe care o face Dumnezeu prin Hristos în inima și în sufletul nostru. În al doilea rând, credința mântuitoare întotdeauna ascultă mesajul lui Hristos. Și acum când vorbim de credință, nu-i suficient să observăm aceste afirmații cuiva despre credință. Ce mult mai important este această ascultare a credinței. E acea credință în acțiune cu privire la trăire, la spusele, la cuvintele Domnului Iisus. Credința corectă nu stă doar în afirmațiile ale adevărului, ci în a asculta de adevăr. Bartimeu este omul care ascultă și apucă prin credință mesajul lui Hristos. Și există această corelare a evangheliștilor care duce în armonie. Bartimeu care are un strigăt, oamenii care vin și spun un alt strigăt. Bartimeu care strigă și spune Bartimeu, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Și oamenii vin și ei cu un strigăt. Știți care e strigătul lor? Mulți îl certau să tacă. Lasă-o mai încet, liniște, n-are timp de tine. Nu-l obosi pe învățătorul. Și dacă citim și în Evanghelia după Marcu, capitolul 10, versetul 47-48, vedem detaliul acesta în urechile lui Bartimeu, ca și astăzi, sunt două voci. E vocea aceea Mântuitorului care spune, îndrăsnește-l, chemați-l să vină la mine. Și este vocea aceea care îndeamnă și spune și astăzi, taci, n-are timp de tine. Și mai mult de atât, te ceartă. Credința care ascultă mesajul lui Hristos înseamnă să îmi plec inima și viața la cei ce spune Domnul Hristos. Să dai crezare cuvântului rostit de El. Dacă El spune, îndrăznește, chemați-L să vină, să crezi cuvintele lui Hristos. Asta face Bartimeu. Bartimeu crede cuvintele Domnului Iisus. Îndrăznește. Chemați-L! Vocea lumii nu te aude nimeni. Nimănui nu-i pasă de tine. Îngroapă-ți nevoile. N-are rost să mai strigi. E această putere a Fiului Dumnezeu în cuvântul Lui. Pentru că cuvântul Lui ne spune, Evanghelistul Ioan, aceeași învățătura Domnului Iisus, sunt Duh și viață.
Un om care ascultă cuvintele lui Hristos are parte de această chemare la pocăință, la mântuire. Și avem această minune din versetul 42, pentru că mă gândesc la ceea ce spune Psaltirea în Psalmul 50, când strigă un nenorocit, ce face Domnul? Așa era Bartimeu. Bartimeu era un nenorocit, unul care cerea milă din partea lui Dumnezeu. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Și îl cheamă Domnul Hristos și în versetul 42 primește întrebarea aceasta: ce vrei să-ți fac? Și aici avem aceste două minuni împletite, lipite una de alta. Pentru că Bartimeu, prin credință, și-a căpătat vederea și a ajuns cu păcatele iertate. Nu știu dacă puteți vedea scena aceasta. Față în față, Bartimeu, un orb ce nu putea să vadă, față în față cu lumina lumii, cu Domnul Iisus Hristos, cel care a spus: cine mă urmează pe mine nu va îmbla întuneric, ci va avea parte de lumina vieții. Bartimeu este cel care prin credință apucă cuvintele Mântuitorului, apucă promisiunea lui Dumnezeu. Și Hristos îi redă vederea orbului. Și pentru vederea orbului a fost suficient cuvântul: capătă-ți vederea. Dar ca să-i șteargă păcatele, era nevoie de o cruce. Era nevoie de calvar, așa cum am cântat tineri în dimineața aceasta. Era nevoie de jertfă, de patimă, de suferință, de moarte. Ne amintim în dimineața aceasta de trupul frânt al Domnului Iisus, de sângele ce a curs și roaie pentru iertarea păcatelor noastre. Și întotdeauna n-ar trebui să uităm niciunul dintre noi: iertarea de păcate este infinit mai costisitoare decât orice vindecare temporară. La ce-ar folosi un om să fie vindecat dacă n-are iertarea sufletească? Dacă n-are siguranța vieții veșnice? Și avem Evanghelia în pasajul acesta, o Evanghelie care ne vorbește de un Hristos, un Hristos și un Mântuitor puternic, un Hristos ce iartă păcatele, un Hristos ce noiește perspectiva, Hristos care spune și răspunde acestui om ce a crezut cuvintele lui: credința ta te-a mântuit. Omule, iertate sunt păcatele. Omule, ești vindecat, ești tămăduit, pentru că Dumnezeu poate ierta. Și Dumnezeu era acolo în carne și oase, în persoana lui Iisus Hristos. Și prioritar este sufletul, este mântuirea. Credința ta te-a mântuit. Credința care iartă păcatele și noiește perspectiva este credința care ascultă mesajul lui Hristos. Al treilea rând, credința mântuitoare este această credință care se consacră modului de a privi la Hristos Domnul, așa ne spune versetul 43. Numai decât orbul și-a căpătat vederea și a mers după Iisus slăvind pe Dumnezeu. Tot norodul care a văzut cele întâmplate a dat laudă lui Dumnezeu. Cum putem ști că Bartimeu a fost iertat și înnoit în viața lui? Versetul 43 ne dă răspunsul. Observați, spune textul biblic, numai decât, n-a trecut timp, vreme. Spune Hristos, spune Evanghelia, numai decât, în momentul în care a crezut, Bartimeu are parte de această minune în viața lui. Păcatele sunt iertate, vederea este redată, este dovada elocventă a credinței mântuitoare în viața unui păcătos, a unui om ce cere mila lui Dumnezeu. Și acum, când a fost vorba de a vedea, nu-i doar faptul acesta că el a fost vindecat, ci credința mântuitoare se demonstrează prin faptul că a fost dispus să meargă după Hristos. Și credința mântuitoare este cea credință care se consacră Domnului Hristos. Cum poți ști că un om este mântuit? Răspunsul: îl urmează pe Domnul Iisus. Așa face Bartimeu. Ne spune că a căpătat vederea și a mers după Iisus. Și nu merge oricum, ci merge slăvind pe Dumnezeu. Un om care dă slavă lui Dumnezeu. Și revin din nou la contrastul acesta pe care îl spuneam în introducerea mesajului: tânărul și Bartimeu. Tânărul bogat,
dar a ajuns sărac pentru veșnicie. Bartimeu sărac, dar ajunge bogat pentru veșnicie, pentru că se întâlnește cu Hristos Domnul. Tânărul care este convins, care merită înaintea lui Dumnezeu, nu l-a impresionat pe Hristos. Bartimeu, pe de altă parte, n-are niciun merit. Bartimeu care imploră, cere milă și primește milă din partea lui Dumnezeu. Tânărul care n-a avut credință și s-a întors plin de tristețe, tragic, dureros. Bartimeu care crede cuvintele Domnului Iisus și este vindecat, este mântuit, îl urmează pe Hristos, plin de bucurie, îl slăvește pe Dumnezeu. Credința mântuitoare, asta înseamnă să fii mântuit cu păcatele iertate, cu perspectiva noită și de a-L urma cu credincioșie pe Domnul Hristos. Când cineva îl înțelege pe Hristos, perspectiva vieții îi este schimbată într-un mod radical. Bartimeu asta trăiește. Înainte de întâlnirea cu Hristos, o perspectivă a pământului, o perspectivă fără de speranță și viitor, un om pierdut, am spune, în urma întâlnirii cu Hristos, Hristos îi schimbă viața într-un mod radical. Îi schimbă optica, felul de gândire și de trăire. Și ajunge acel om care trăiește pentru slava lui Dumnezeu. Descoperă rațiunea pentru care a fost creat, răscumpărat, aceea de a trăi pentru slava lui Dumnezeu, să te poți bucura cu Cel ce te-a iertat, te-a vindecat, cu Cel ce este veșnic. Cu siguranță și textul biblic o spune, nu o spun eu, preocuparea vieții lui Bartimeu a fost Hristos și preocuparea credinciosului, acelui mântuit, trebuie să fie Hristos. Suișuri, coborâșuri, toate merg împreună cu Domnul, cu Mântuitorul. E această preocupare a vieții celui mântuit, Hristos. Ceea ce spunea Pavel, nu-i așa? Pentru mine a trăi este Hristos. Atât știa Pavel. Un om care la rândul lui a avut parte de această schimbare dramatică, întâlnire cu Hristos. Și a schimbat viața. A fost motoul vieții lui, al trăirii lui. Credința mântuitoare, frați și surori, este credința care întotdeauna apelează la mila lui Dumnezeu, ascultă mesajul lui Hristos și se consacră în a-L urma pe Domnul Iisus. Aș vrea să închei în dimineața aceasta apropiindu-ne de masa Domnului. Cu mulți ani în urmă, în Londra, a avut loc o întâlnire a mai multor personalități pentru un concert cu scop caritabil. Și pentru invitați era și Cezar Milan, un cunoscut predicator din vremea aceea. Vedeta serii la întâlnirea aceasta a fost o tânără doamnă care a cucerit publicul cu vocea ei minunată. Și la terminarea concertului, predicatorul a mers la ea și cu mult bun simț, dar extrem de hotărât, i-a spus următoarele cuvinte. Știți, mă gândeam în timp ce vă ascultam cântând atât de frumos, ce mult ar avea de câștigat cauza lui Hristos prin talentul dumneavoastră dacă v-ați întoarce la Dumnezeu, dacă ați crede în Hristos. Continuă predicatorul spunându-i, dumneavoastră, stimată doamnă, sunteți o păcătoasă, iar eu sunt un predicator fericit, că pot să vă spun, sângele lui Iisus Hristos vă poate curăți de orice păcat. Tânăra s-a înfuriat atât de tare încât a părăsit imediat întâlnirea și a plecat acasă. Ajuns acasă, a dorit cumva să se odihnească după o zi istovitoare, dar nu putea nici de cum să adoarmă, pentru că în fața ei apărea predicatul acesta și cuvintele lui răsunau în mintea și în urechile ei cu o putere incredibilă. Sunteți o păcătoasă, aveți nevoie de sângele lui Hristos. Doar sângele lui Hristos curăță, mântuiește pentru veșnicie. La două dimineața, femeia aceasta a capitulat înaintea lui Hristos, a îngenunchiat, s-a smerit, a plâns și a predat viața lui Hristos. Și cu ochii umezi, Charlotte Elliot a scris în noaptea aceea un imn glorios. Așa cum sunt, la tine vin. Putere n-am,
Tu-mi fii sprijin. Mă spală în sângele-ți divin. O mielule, eu vin, eu vin. Așa cum sunt, spune imnul, tu mă primești. Păcatul nici nu mi-l amintești. Crezând ție mă mântuiesc. O mielule, eu vin, eu vin. Spunea Domnul Iisus Hristos, cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. În seara aceasta, în dimineața aceasta, iubiți credincioși, suntem chemați să venim înaintea mielului. Cum? Așa cum suntem. Așa cum suntem ca niște oameni care avem nevoie de mila lui Dumnezeu. Așa cum suntem ca niște oameni care vrem să ascultăm cuvântul Domnului nostru. Așa cum suntem ca niște oameni care vrem să-L urmăm pe Domnul Iisus. Vrei să cântăm cântarea aceasta apropiindu-ne de masa Domnului. Dar totodată, dacă în dimineața aceasta ești în locul acesta, același Domn Hristos spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. O ești trudit, împovărat. În ziua aceasta Hristos ne cheamă la El. Hristos care este singurul ce poate să ne ofere odihnă și nu doar atât. Ne iartă păcatele și ne înnoiește perspectiva vieții. Cântăm cu atitudine smerită, recunoscând bunătatea Mântuitorului nostru.